Bună ziua și bine v-am regăsit după superbul intro al domnului Z. Mai începem o dată că ai mac între dinți. Încă e acolo. Bine v-am regăsit înapoi pe canalul lui Silviu de YouTube, după superbul intro făcut. Acum ne-am așezat aici frumos într-un studio pus la dispoziție de cei de la competiție ca să vă povestim ce s-a întâmplat de fapt cu mașinile și cum au ajuns să arate ca două bomboane. Da, sper că vă plac. În primul rând asta vreau să știu în comentarii dacă vă place schimbarea asta nebună pe care am făcut-o, pentru că după cum știți eu am făcut mai mult lucruri decente spre negru. Acum am spus să fac o schimbare mai nebunatică, să încerc ceva nou, ceva pentru vară și ție chiar, cum îți place? Mi-e place foarte mult, da? Că Porsche-le e roz, deși tu ești cel îmbrăcat în roz acum. Da, am făcut intenționat. Da, mașina este concepută un pic așa mai girlish, de fetiță. Asta vreau să și menționez că am scos-o un pic pe stradă, pentru că am avut niște drumuri de făcut și toate fetele, femeile au rămas cu gura căscată când au văzut. Deci acestea lucruri pe care vreau să-l menționez. Da, toată lumea rămâne oricum cu gura căscată când vede o mașină roz, ceea ce nu este foarte mai ales un Porsche întâlnit. Dar nici când trebuie nu mi-e rușine cum partea din față acum s-a schimbat 100%. Așa. Da, și ideea a fost să nu facem ceva standard, ceva normal, dintr-o culoare care vezi relativ des. Adică o mașină albastră o vezi des, probabil un Porsche roz nu, dar un Porsche roz cu alb în degrade ca fade, nu, eu n-am mai văzut. Și nici un M3. Nici. Da. Dar mai ales cu alb. Ideea este următoarea. Noi am vrut să facem ceva deosebit și nu numai din punct de vedere culoare, și din punct de vedere tehnologie. Da, exact. Despre tehnologie povestește-le tu, că după aia le zic eu diferențele dintre tehnologia. Da, este vorba de o vopsea detașabilă care este total diferită față de un colan, pentru că are mai multe straturi. Este mai groasă, protejează mai bine și ai mai multe opțiuni la culoare, pentru că, de exemplu, tu la colan poți să-ți alegi un colan care există pe piață. Un producător vine cu o culoare, tu poți să-ți o alegi. Aici ai opțiunea să-ți alegi o culoare RAL, de exemplu, culoare stock de la Porsche, pe care o avem, de exemplu, pe M3, și să o aplici pe mașina ta. Adică tu, dacă vezi o culoare la Lamborghini care te-a încântat atât de tare, tu poți să vii la competiție și să spui, băi, eu vreau culoarea asta pe mașină, plus că vreau să-mi și protejezi mașina. Și în cazul ăsta, tu poți alege culoarea respectivă pe mașina ta. Exact. Pe lângă acest aspect, voi știți bine că noi am și colantat mașinile mult timp înainte și vreau să vă explic acum care este diferența dintre colant și vopseaua detașabilă, de ce sunt două lucruri total diferite, de ce nu zice nimeni că colantul nu este ok și doar vopseaua detașabilă există. În momentul de față este cea mai de top variantă. Vopseaua detașabilă este până la urmă o vopsea. Arată pe mașină ca o vopsea. Nu există canturile acelea care se desfac ca la colant. Nu există cutter în proces care vă poate tăia în vopsea. Acestea sunt lucrurile în plus pe care le aduce vopseaua detașabilă. Însă nici colantul nu este o variantă rea, având în vedere că este pentru buzunare mai accesibil decât o vopsea detașabilă, deși diferența de preț nu este colosală. Pentru unii poate contează. Vorbim aici de o vopsea detașabilă care costă aproximativ 3.500 de euro plus TVA, un colant premium care să-ți protejezi într-adevăr mașina, doar să-i schimbe culoarea, ajunge tot pe la 2.500 de euro. Da, 2.500-3.000, depinde acum de ce brand îți alegi, pentru că există, de exemplu, PVF, care este mai scump, este un brand nemțesc care produc în Germania, sau poți să-ți alegi o calitate mai proastă, nu vreau să spun acum nume, dar sigur există diferență de preț între ele și totuși, dacă te gândești că primești o calitate premium pentru mașina ta, dacă tu, de exemplu, ai o mașină, să spunem, o mașină care are un preț mai mare, o mașină de lux, sigur îți dorești și o protecție care se încadrează în gama de lux. Și când vorbim de vopsea detașabilă, clar este gamă de lux, pentru că este altă calitate, este premium, la fel ca mașina pe care tu dorești să-ți o protejezi. Și de ce este premium? Pentru că sunt mai multe straturi. La PPF avem un strat, când vorbim de vopsea detașabilă avem 6 și chiar 8 straturi la mine, pentru că eu am un degradé și s-au folosit 8 straturi. Aici sunt 4 straturi de detașabil, adică practic acea peliculă care este responsabilă pentru faptul că poți da jos vopseaua. Ai 2 straturi de vopsea și 2 până la 4 de clear coat, practic de lac. Și asta o face foarte premium pentru că este foarte groasă și protejează mult mai bine față de orice alt colan sau PPF. Un alt lucru foarte important la vopseaua detașabilă este că tu, odată ți-ai vopsit-o, plătești acea sumă de bani, 3.500 de euro,
Și ulterior, o lună după două, tu te plictisești repede de culori. Voi probabil nu vă plictisiți atât de repede de culori și nu vreți să schimbați foarte des culoarea. Partea bună este că în momentul în care doriți să schimbați culoarea la mașina respectivă, voi nu mai trebuie să dați toată vopseaua jos, ea doar se șmirghelește culoarea pe care ați avut-o deja și nu mai trebuie să scoateți toate straturile, doar o vopsiți peste. Se poate face asta de 4 ori la jumătate de preț. Deci cumva economisiți următoarele 4 schimbări de culoare la un preț mult mai mic chiar și decât colantul. Deci jumătate înseamnă undeva la 1700 de euro. 1900. Mult mai puțin. Adică vorbim de o sumă mult mai mică decât dacă ți-ai colantat mașina din nou sau dacă ai face din nou un vopsea detașabilă. Deci practic de 4 ori tu ai opțiunea asta. Și în caz că tu dorești, de exemplu, să ai aceeași culoare ca mașina ta, dacă spui tu ți-ai cumpărat o mașină într-o culoare superbă, tu nu vrei să o schimbi, vopsea detașabilă îți oferă și aceeași opțiune ca la altă culoare să ți o faci în culoarea mașinii tale. Adică dacă tu ai RAL code ca la BMW Sapphire Black, ei pot să ți-o vopsească în aceeași culoare. Și dacă totuși dorești altă culoare și vrei să vezi cum arată culoarea respectivă în realitate și nu ai văzut-o nicăieri, ei îți oferă opțiunea să-ți dea niște mostre de culoare. De asemenea, dacă voi v-ați cumpărat deja o mașină și culoarea mașinii vă place foarte mult, nu doriți să o schimbați, dar vreți să o protejați, există varianta de PPF și există varianta să vopsiți în vopsea detașabilă mașina cu același cod de culoare. Este absolut la fel, dar puneți pe analog de un strat de PPF 6 straturi de vopsea detașabilă. Deci o puteți vopsi exact în aceeași culoare cu strict motivul de a o proteja. Și când se vede cel mai mult această diferență de premium între vopsea detașabilă și colant este când este vorba de acea coajă de portocală după ce o polișezi, pentru că după ce mașina va fi vopsită în vopsea detașabilă și protejată, ei o polișează. Și o polișează în așa fel cum ar polișa orice altă vopsea normală. Mașina este polișată și dispare acest orange peel, această coajă de portocală. Și aici este diferența asta cea mare între vopsea detașabilă și colant despre care vorbeam, pentru că nu se compară. Ca să încheiem oarecum și să ne facem înțeleși, noi susținem și colantul și cei cu care am lucrat înainte, adică Octane House, susținem și vopsea detașabilă. Noi încercăm să aducem în atenția voastră toate variantele pe care le aveți, în funcție de buzunarul vostru, în funcție de ceea ce vă doriți, în funcție de lucru cu care rezonați cel mai mult. Pe zona de colant lucrăm cu Octane House, ei nu fac vopsea detașabilă. Pe zona de vopsea detașabilă lucrăm cu competiții, ei nu fac colant. Nu interferează în niciun fel unii cu alții. Pe zona de colant, aceia sunt cei mai buni. Pe vopsea detașabilă, ei sunt cei mai buni. Deci, sper că ne-am făcut înțeles cu faptul că această colaborare cu Octane House nu s-a terminat absolut deloc. Lucrăm în continuare cu ei, doar că am încercat să aducem în atenția dumneavoastră cele două moduri diferite de a-ți schimba culoarea la mașină. Și una mai proteja. Exact, și de a o proteja. Una este un pic mai costisitoare, cealaltă mai puțin costisitoare, însă la varianta mai costisitoare și anume vopsea detașabilă, câștigați la următoarele două sau trei schimbări de culoare unde plătiți mult mai puțin considerabil și față de un colant, deoarece stratul detașabil nu se mai dă jos. Și dacă spuneți că, frate, eu nu am drum spre București, prea departe, ar fi mișto să fie în Sibiu, faza este că ProRep România este reprezentantul din Sibiu a acestei tehnologii și ei au adus în România tehnologia de vopsea detașabilă și puteți, la fel ca la competiție, să mergeți în Sibiu la ProRep, la Alex, care a lucrat în mare măsură la mașini, el a venit, el le-a vopsit și îi mulțumesc din suflet pentru rezultatul superb pe care l-a adus mașinilor și aspectului. Și dacă doriți, cum am spus, puteți să îl contactați și pe el dacă sunteți prea departe de București și doriți să mergeți la Sibiu pentru această schimbare de culoare. Cam asta ar fi despre noile culori ale mașinii. Sper că vă plac. Și eu sper că v-au plăcut. Acum o să vă arate Bogdan niște nebunii când sunt ele ambele în acțiune, să zicem așa. Vă mulțumesc că v-ați uitat la vlogul nostru pe canalul meu de YouTube. Vă rog să nu uitați să dați abonare și să activați acel clopoțel ca să fiți mereu up-to-date cu lucrurile pe care le postez.